Toate instituțiile publice din țară sunt obligate să aibă pe site-urile proprii de internet la loc vizibil o trimitere către Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență fipregătit.ro. Așa prevede o hotărâre aprobată de guvern pentru completarea hotărârii 557 pe 2016 privind managementul tipurilor de risc. Măsura este menită să sporească gradul de informare și pregătirea populației în cazul unor situații de urgență. Lansată de Departamentul pentru Situații de Urgență în 2020, Platforma fipregătit.ro este sursa oficială de informații pentru publicul larg despre măsurile de siguranță și reacție în caz de urgență. Platforma fipregătit.ro centralizează date oficiale referitoare la situațiile de urgență, de la informații generale, contacte, instrucțiuni punctuale înainte și după urgență, până la ghiduri de prim ajutor sau materiale video. Toate aceste informații au scopul de a-i ajuta pe cetățeni să înțeleagă mai bine riscurile și să le ofere recomandări privind comportamentul în diferite situații de urgență, cum ar fi cu tremure, vreme extremă, accident nuclear, incendii, inundații, prim ajutor sau cazuri de violență domestică. Potrivit unui comunicat al executivului, decizia de obligativitate a publicării linkului către platforma a fi pregătit.ro pe site-urile tuturor instituțiilor publice vine ca urmare a intensificării situațiilor de urgență, atât pe plan internațional cât și pe plan local